Neglijența conducătorilor auto face noi victime. Numai în weekend au avut loc 13 accidente rutiere, în urma cărora o persoană a decedat, iar alte 19 s-au ales cu diverse traume. Potrivit datelor oferite de către Inspectoratul Național de Patrulare, în perioada 23-26 martie, ofițerii de patrulare au documentat peste 2500 de abateri contravenționale. Totodată, peste 800 de șoferi au fost opriți și documentați pentru că au încălcat regimul de viteză, iar alți 22 au fost surprinși la volan fără permise de conducere. De asemenea, angajații INP au intervenit la peste 300 de solicitări din partea cetățenilor. În acest context, Inspectoratul Național de Patrulare recomandă participanților la trafic să fie prudenți și să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere.